Bună ziua, domnule primar, de mult nu v-am mai vizitat, că sunteți tot pe fugă, tot pe la grădinițe, tot pe la drumuri. E Paști și de Crăciun, e bine. E bine? Da. Așa merge? Păi, la dumneavoastră e bună așa. Asta e, de două ori pe an, adică. Da. Nu e rău nici așa. Bine v-am găsit. Bine ați revenit. Cum stați cu politica? Vă iau tare că ne pregătim de precampanie. Eu politică nu prea fac, știți? Nu, nu, n-am nu vreți. Vreme de politică. Sunt foarte multe lucruri administrative care... Cum stați cu administrația atunci? Na, hai că succes cu aia. Cu administrația, cu greutăți, cu probleme, cu lucruri bune, cu lucruri mai puțin bune. Hai să începem cu lucrurile rele, de data asta. Păi, lucrurile rele sunt, la nivelul României, birocrația imensă, lipsa unei legislații coerente, lipsa procedurilor. Mă lovesc acum de anumite chestii în care îmi răspund instituțiile statului că n-au procedură. Deci sunt lucruri pe care ar trebui rezolvate la nivelul administrațiilor publice centrale și locale pentru a putea să încheiem, să putem să începem alte proiecte. Destul de greu din acest punct de vedere, dar mă bucur mult că avem o discuție cu aleșii naționali parlamentari care au înțeles și vor face ca lucrurile să... Vă referiți la deputați? Deputați, senatori, tot ce avem noi, pentru că foarte multe comunități se lovesc de problemele respective și din acest punct de vedere bătem cam pasul pe loc. Vă dau un simplu exemplu. Avizul pentru trotoarele pentru care ieri am semnat contractul de lucrări cu firma câștigătoare, cu firma Frasinu, ne-a trebuit vreo 6 luni de zile să primim avizul. Ba mai mult, este nevoie și de un protocol care să-l primească Apele Române de la Ministerul Mediului, prin care Ministerul Mediului le spune da, puteți să faceți dumneavoastră avizarea. O comisie care se întâlnește trimestrial sau semestrial și asta ține România pe loc și lucrurile funcționează cum funcționează, deși noi am primit finanțarea de anul trecut pentru trotuare în această perioadă anul trecut și totuși avize, licitații și toate astea ne duc cam să începem după un an și... Asta nu funcționează în România. Dacă lucrurile ar merge din acest punct de vedere, România ar putea și ar fi simplificate, România ar putea să atragă mult mai repede fondurile europene și să le implementeze mult mai repede. Iar toată destructurarea asta vine în folosul cetățeanului, pentru că nu-i tot una ca rodnenii să meargă de acum înainte sau putea să meargă de anul trecut pe trotoarele din localitate. Să fie avut un an de când mergea pe trotoare. Exact. Pentru acest obiectiv ne-am bătut foarte tare și am adus o investiție de 3,5 milioane de euro în localitate, 10 km de trotoare prevăzute cu un sistem de scurgere apelor pluviale, cu tot ceea ce era necesar pentru a nu putea să avem probleme după aia în derularea proiectului și în derularea lor ca și investiție finală. Pentru că Rodna este foarte mare, proiectul a fost destul de complex, așa cum v-am spus, pe sub trotuare o să ducem toată rețeaua de scurgere de ape pluviale, care se vor descărca în emisar. Din acest punct de vedere și valoarea a fost una mai mare. Și totodată sperăm să ducem pe sub aceste trotuare și conductele de încălzire centralizată pe proiectul pe biomasă, care este deja în licitație și așteptăm și acolo să avem câștigător. Nu ziceți, s-a ajuns în studiul ăsta, da, în faza asta? Suntem în faza asta, urmează să dăm drumul în acest an la toate proiectele pe care le-am avut cu finanțare obținută. Deja avem în licitație publică campusul școlar, urmează să dăm și acolo câștigătorul și să începem în acest an și investiția. Mâine semnez contractul de lucrări cu o firmă care a câștigat o asociere, Vodafone, cu o firmă, îmi scap acum numele, a câștigat proiectul pe care îl avem privind iluminatul public, modernizarea și extinderea iluminatului public în localitate. Da, Vodafone, în asociere cu o firmă, îmi scapă numele firmei, dar mâine semnăm contractul de lucrări.
iunie. Asta ce înseamnă? Că refaceți toată comuna? Tot iluminatul public, însemnând 780 de lămpi, se vor schimba, vor veni cu un sistem inteligent de iluminat, lămpi noi, totul, un proiect depus pe AFM de o valoare de 22 de miliarde vechi, 2.200.000 de lei noi, privind modernizarea iluminatul public în localitate, se schimbă console, tot deja venim cu toate pe un fel, tot o să fie foarte bine, plus sistemul acest inteligent care este gestionat de un soft în care la anumite ore, când de exemplu de la 1 noaptea și până la 3 dimineața, scade din intensitate, avem o economie de consum, după care dimineața crește din nou sau avem pe anumite zone pe senzor de mișcare, în care apare un senzor de mișcare, crește intensitatea. V-ați gândit, e o întrebare pur și simplu, v-ați gândit că e o modă acum cu panouri solare, v-ați gândit la chestiunea asta? Din păcate noi nu avem suprafață unde să punem panouri solare, doar pe instituții și o să depunem pe toate instituțiile pe care le avem, școli, primărie, sală de evenimente, piață, pe toate, peste tot o să punem pe suprafețele acoperim treaba asta. A făcut cineva vreun calcul cât ar putea? Nu am făcut, încă suntem în studiu, pentru că linia de finanțare încă nu e deschisă, am luat o firmă de consultanță care lucrează la proiectul ăsta, așteptăm să se deschidă linia, am înțeles undeva iunie-iulie se va deschide pe POR, acolo o să depunem. Pe POR, acolo o să depunem și sperăm să câștigăm și acest proiect. Că ar fi un câștig pentru dumneavoastră. Pentru toată lumea. Păi nu, pentru toată lumea. Dar eu aștept și alte finanțări, care am înțeles că pe energie verde se vor deschide în viitor. Chiar și acum avem pe Eolian, să vedem, acolo aș fi interesat. Eolian? Eolian, da. Păi și unde mutați? Sus pe deal? Avem pe dealuri, da, acolo unde avem potențial, unde avem și rețele. Acolo putem monta una sau două centrale eoliene de 700 de kW, asta înseamnă un megawatt 400 și atunci rezolvăm probleme. Dar centralele pe biomasă care ne sunt în licitație produc și energie electrică de 1 megawatt oră. Și atunci, din aceste puncte de vedere, rezolvăm problema comunei Rodna. Ceea ce e foarte important. Da. Ca și alte investiții, am eliberat autorizația de construcție pentru baza sportivă din luna februarie. Avem acolo constructor câștigată licitația de către cei de la MIS Group. Licitația a fost făcută de CNI, Compania Națională de Investiții. Încă până la ora asta nu a venit nimeni, n-am văzut pe acolo nici măcar un om să se uite pe la baza sportivă. Au trecut câteva luni, sperăm, o să facem câteva adrese, să vedem ce se întâmplă. Pentru a putea cei să care au câștigat licitația nu trebuie să vină la dumneavoastră să vă spună că... Păi nu, pentru că noi am predat amplasamentul către CNI. Am avut o discuție la CNI și am înțeles că nu știu ce documente financiare încă n-au fost trimise. De către dumneavoastră sau de către ei? De către firma câștigătoare și urmează să îi dea drumul. Oricum... mi-e peste mână să cred că MIS Group-ul poate să finalizeze investiția până la în februarie anul viitor, având în vedere că suntem în mai, sfârșitul lunii mai. Ce complexitate are? Păi baza sportivă de 2.200.000 de euro, similară cu cea de la St. George. Tribună, gazon. Mai multe lucruri, parcări. Împrejmuiri, sunt lucruri destul de serioase, clădiri administrative, sub tribună, sunt lucruri serioase. Deci, lucruri. Da. Asta vor vedea, dacă nu trebuie să facem, pentru că și pentru acest obiectiv, încă din anul 2017 m-am bătut să pot să aduc o investiție la Rodna într-o bază sportivă și m-am lovit de și acolo, de foarte mulți factori. Bazele sportive nu erau pentru mediul rural. Am reușit până la urmă, când am reușit să realizez Rodna stațiune turistică de interes local, atunci am primit și finanțarea în 2019 și după aia au fost proiectarea și după proiectarea a fost licitațiile și după licitații contestații vreo 2 ani de zile. Și tot așa. Și de asta vă spun că din
din această stufoasă birocrație și din acest vid legislativ n-au de suferit decât cetățenii. Degeaba ne batem noi să aducem bani, proiecte și ajungem la mâna unei firme care eu astăzi nu am ce să-i fac. Eu nu am ce să-i fac. CNI-ul nu are ce să-i facă. Acolo e un vid legislativ. Acolo trebuie să se umble, umblat, sigur, și atunci toate lucrurile vor merge ca pe rând. Dumneavoastră, la începutul interviului, spuneați că, și nu spuneați că știu sigur că aveți, doi parlamentari, mă refer la cei doi deputați, senator nu prea aveți. Am discutat toate situațiile respective legate de tot ceea ce ne lovim și sperăm să, prin ordonanțe, să instrumenteze. Bineînțeles, prin ordonanțe guvernamentale să putem să rezolvăm, să depășim aceste praguri de blocaj. Cu ce alte lucruri vom mai, nu știu cum să zic. Păi o să finalizăm grădinița de la Valea Vinului, eu chiar acum de acolo vin, să finalizăm grădinița de acolo. Așa cum am spus, o să suntem... Și va gata total? Adică total, nu da. Doar construcția, construcția e gata, înțeleg. Doamne, da, nu e gata, acum se lucrează, acum se trăgea decorativa pe exterior, se lucra intens în interior. Da, mobilierul este deja venit. Eu zic că în septembrie, dacă lucrurile funcționează... Adică normal, când va începe școala din nou, anul următor. Anul ăsta, în septembrie. Anul ăsta, dar pentru anul următor, cum ar fi? Încercăm să-i dăm drumul, să fie finalizat. Sala de evenimente, suntem și acolo, așteptăm acum curentul, pentru că și aici, ce electrica, curent? Suntem stat în stat, păi, post de transformare de 250 de kW, o investiție care trebuie să o realizăm noi pentru a avea acolo, să nu avem probleme, putere și probleme în funcționalitatea sălii de evenimente. Am depus încă proiecte pentru anveloparea blocurilor, așteptăm și acolo finanțarea, am depus un proiect pentru un bloc de specialiști. Da, așteptăm și acolo să vedem că deja s-a început să-l facem, da, un bloc de specialiști care vor să vină, profesori, medici, polițiști, tot ce o să avem. Dar aveți, clinică, un dispensar sau... Da, investiția respectivă merge mână în mână cu un proiect pe care vrem să-l depunem acum când se vor deschide investițiile în sănătate pe PNRR. Când se va deschide, încercăm să transformăm o locație, o clădire, să o transformăm în ceea ce trebuie. Da. Din acest punct de vedere, noi ne-am făcut treaba, ne-am pus toate etapele pe care trebuie să le avem înainte de a putea să scriem și să primim punctajele bune ca să putem să primim finanțarea. De asemenea, suntem în licitație publică cu microbuzele pentru transportul interurban în localitate, stații de reîncărcare electrice. Microbuzele sunt electrice, stații de încărcare plus stații inteligente în care oamenii o să aștepte. Sunt trei stații la nivelul localității în care oamenii o să aibă afișaje cu unde se află microbuzele, în cât timp ajung în stația respectivă. Sunt acoperișe, o bâncuță, ele vin gata, integrate, numai că se montează. Am înțeles. Da. Odată cu trotoarele, cu astea, numai bine montăm și lucrurile astea, o să ne sosească și microbuzele. Deja Rodna se câte schimbă. Microbuze? Două microbuze. Plus mai avem încă două microbuze electrice școlare. Le aveți deja? Nu, o să le primim și pe alea. Au fost pe două linii, două microbuze pentru transport interurban în care vrem să facem legătura între Rodna, Valea Vinului, între Rodna și periferiile localității. Sunt foarte mulți bătrâni copii care au nevoie de un deplasare. Acces și o deplasare mai repede. Plus, îmi propun totodată cu ele să realizăm, dacă ne vin până în toamnă, să realizăm și transportul pentru copiii care își desfășoară activitatea în alte licee, adică la Maier și la St. George's Bay. Am înțeles. Și atunci să putem realiza transportul gratuit. Transport gratuit. Exact, pentru copii. Domnul Asta Ghiman, vine ca o mănușă pentru părinți. Știți că eu, dacă vin la dumneavoastră și nu vă întreb, înseamnă că mă îmbolnăvesc de inimă. Da. Ce mai faceți dumneavoastră cu frumusețea asta din față? Păi, uitați, că m-ați îmbolnăvit de picat. Asta la fel. Eu sunt negru. Băi, nu se vede. Uitați-vă la mine. Dacă băi, nu sunteți negru, stați la soare. Ați avut nevoie să le aprindem lumina să mai puteți filma, că eu eram negru de ceea ce se întâmplă în fața primăriei. Dar ce se întâmplă până la urmă? Păi, haideți să vă spun. Știu povestea. Da. Vidul legislativ. Birocrația extraordinar de mare.
De-abia o să reușim să-l urcăm în SEAP săptămâna asta. Dacă primim avizarea... Proiectul. Da, dacă primim avizarea restului de executat, da? Eu sunt pregătit cu toate documentele, stau doar în avizul de la fir să-mi avizeze licitația, săptămâna asta îi dăm drumul la licitație. Asta înseamnă că undeva august ar trebui să-l finalizăm. Adică n-ar trebui, suntem obligați să-l finalizăm. Așa. Acum, să finalizați ce? Lucrarea. Ce lucrare? Lucrarea din fața primăriei. Păi nu mai este atât de mult. Lăsați un pic, o chemați pe aia care făcea cu nasul? Nu, ideea păi care... Cum s-o terminați în două luni? Păi nu mai este atât de mult de lucru. Toate lucrările care au fost decontate și făcute de firma asta sunt în pământ. Cabluri, cei astea, toate sunt făcute. Din așa aici, la suprafață, doar bagă buldozerul, trage bagă două dungi. Buldozerul bagă umplutură, nisip, pavaje, se montează fântână arteziană, se montează panoul de informații, băncuțe, tot se plachează. Se... Nu mai e atât doi de palmieri? Că... Nu sunt palmieri la noi, nu. Am lăsat chiar doi brazi, dacă cumva nu știți, vă rog să-i filmați. Da. Ei, din deci ziceți că anul ăsta, până începe școala... Suntem obligați, după terminare licitației, suntem obligați ca firmă. Există cea mai urâtă primărie, având în vedere fațada stradală. Foarte rău. Eu mi-am făcut treaba, am scris proiectul, am adus banii, am organizat licitația. Nu-i treaba mea că firmele nu sunt Treaba dumneavoastră în felul că oamenii nu știu poate toți ce faceți. Eu decontez situația respectivă și ăsta nu e un lucru normal. Eu chiar le-aș zice că asta în le dumneavoastră le luați. Asta este, dar în România așa e. Dacă se întâmplă ceva acum, în momentul ăsta, la periferia comunei, eu sunt de vină. Păi da. Indiferent de ce s-ar întâmpla. Așa și este. Mi se pare corect. Da. Vi se pare corect? Mie nu mi se pare corect că dacă a căzut unul cu bicicleta, e din cauza mea. Dar mă rog. E adevărat. Păi trebuie să-l avertizați când am plecat acasă. Asta mi-am asumat. Sigur. Mergem înainte cu bune, cu rele, cu răutăți, cu tot ce îi. Pe mine nu mă deranjează. Din punctul ăsta de vedere mai mult mă motivează, pentru că mie îmi place să fac lucruri pe care alții spuneau că nu se pot realiza niciodată. Ei, uite, eu mă bat cu vidurile legislative, cu instituțiile statului care ar trebui să fie de partea noastră. Cu Consiliul dumneavoastră. Cu Consiliul care nu iubește deloc, majoritatea din Consiliu care nu iubește deloc Rodna și Rodneni, și fac tot posibilul ca eu să nu pot să realizez ceea ce au nevoie cetățenii din Rodna. Dar poate că vrea să facă altceva. Păi nu știu, pe mine nu mă interesează. Înțeles că e un domn care s-agită. Păi să fie, eu le urez succes și să le dea Dumnezeu sănătate. Doar că eu sunteți știu... în aceeași stare cu ei, da. Nu? Da, 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 da. Și eu știu că ceea ce am început este din dolianțele rodnenilor și o să le duc la bun sfârșit, indiferent că lor o să le placă sau nu. Și sunt și alții care la o cală, cum s-ar spune... Scriu. Nu scriu. Bățăluiesc, cum se zice în Rodna, pe ăsta, că vai de mine, uite, deja s-apucă de proiecte și... A început încălzirea. Hai să mai facem o plângere penală, hai să mai facem ceva, să lucruri de 2 lei, de oameni fără caracter, oameni care ar fi distrugător pentru localitate și sfidător pentru cetățenii. Dar oamenii ce spun așa în principiu? Oamenii care dumneavoastră mai vorbiți cu ei? Vă rog să mă credeți că nu am... nici nu mă interesează treaba asta deocamdată, pentru că am un volum de lucru foarte mare. Așa cum am spus, eu lucrez actualmente cu câțiva oameni care ne îndrumim. Adică echipa cu care... Echipa. Da? Da, iar de rest n-are rost să mai discutăm. Da, știu că avem capacitatea și așa, cu oameni puțin, să implementăm tot ce am început și vom duce la bun sfârșit. Și, sigur, scriem proiecte de viitor, deja lucrăm la proiecte pentru Casa Scriitorilor. Am un proiect acum pe care lucrez intens și trebuie să-l terminăm până la sfârșitul lunii iulie pe POR, privind infrastructura turistică. Am avut câteva întâlniri la POR pentru proiectul respectiv, să-mi văd punctajele, am fost acolo cu firme de consultanță, cu firme de proiectare. Ce va însemna treaba asta? Unul dintre cele mai bune lucruri pentru comunitatea Rodna și nu numai pentru comunitatea Rodna, pentru toată Valea Somnului și Superior, pentru că vor fi puncte de atracție turistică în zonă desăvârșite. Adică, dați-mi un exemplu. N-aș vrea să fac acum. De exemplu, un punct de belvedere care
din locația respectivă se vede până în Sângior și pasul Tihuța și toți munții frumusețile. Unul dintre ele, să spunem așa. Sau, na, e foarte complex proiectul, un proiect de 6 milioane de euro cu 2% cu finanțare din partea noastră, mișto, care vine să aducă ceea ce noi am pregătit. Pentru că noi, plus valoare. Da, pentru că eu când am luat linia de dezvoltare a localității în 2016 și am îndreptat-o spre turism, prima dată trebuie să rezolv problema infrastructurii, corect, apă, drumuri, canal, curent, investiții în școli, investiții în ceea ce mai era nevoie la oameni, cum ar veni sala de evenimente, centru multifuncțional, urmăm acum să depunem și pentru partea asta de policlinică, ce v-am spus, că deja suntem cu ele pe rol, avem pretura, depus proiectul, așteptăm finanțarea, avem primăria, depus proiectul, așteptăm finanțarea. Ce primărie? Primăria va intra în reabilitare pe PNRR privind anveloparea clădirilor pentru instituțiile publice. Se modernizează în totalitate. Am văzut că în spate ați mai făcut niște lucruri. În spate am modernizat în 2019, am terminat, acolo era un dezastru. Am renuit și uitați, cu datorită clădirii respective, am reușit să aducem toate instituțiile publice cheie aici. Adică APIA, jandarmeria, ITI Munții Rodnei, Ocolul, districtul Silvic, ca să nu mai ducem oamenii la Lunca Ilvi, districtul Silvic, și mai avem încă o parte din camerele din clădire care sunt destinate pentru zona montană, pentru că noi prin ordonanța de guvern din 2019 Rodna are centru privind zona montană de scrierea proiectelor. Sigur că în Ministerul Agriculturii nu au făcut angajările și nu sunt, la ora actuală sunt doar la Vatra Dornei făcute angajările, dar aici avem o locație în care își va desfășura un reprezentant al Ministerului pentru scrierile foarte pentru mișto proiecte în zona montană. Și totodată de anul viitor îmi propun să mai aduc și alte servicii, pentru că ați văzut, suntem între cele 10 comune care pe regionalizare vom rămâne în picioare ca și comune. Și atunci mă interesează foarte multe instituții, notariat avem, ne vine în fiecare marți, casă de avocatură, mai multe servicii publice la nivel local, utile în sprijinul cetățeanului, inclusiv un birou de scriere de proiecte pentru exercițiile financiare care urmează și mai multe lucruri care vin în sprijinul cetățeanului din localitate, dar nu puteam să pun căruța înaintea boilor, am avut nevoie prima dată de reabilitarea construcțiilor ca să putem să le dăm și uitați că le-am reușit și le-am adus pe toate. Am văzut. Da, am reușit și le-am adus pe toate. Păi aici ne-am făcut părculețul ăsta în România, era patru țevi și lemne, eram ca în ca la țară. La țară e frumos, eram ca la nime, cum s-ar spune, da? Am schimbat și o să schimbăm. Tot vorbiți de anul viitor e an electoral. Da, dar anul electoral este în septembrie-octombrie, deci din punctul meu de vedere. Ce, să faceți campania în pre-campania oficială? Eu îmi fac campania electorală o lună de zile. Atât? Eu așa mi-am făcut întotdeauna, o lună de zile. Serios? Da, eu n-am vreme de campanie. Eu sunt aici venit pentru oamenii din localitate. Venit de undeva? Da, venit de undeva, adică venit prin votul lor. Eu singurul meu. În clădirea asta sunteți venit, exact, așa. Eu singurul meu contract este cu cetățenii comunei Rod. Serios? Da, eu pentru ei mă bat. Mi-am creat, datorită unor factori, să spun așa, o grămadă de prieteni. Prietenii? Da. Profunde. Pentru că eu nu am fost și nu o să fiu de acord niciodată să pun în pericol comuna pe care o iubesc foarte mult. Eu aici m-am născut, aici vreau să trăiesc, aici o să rămân. Eu o să mă întâlnesc cu oamenii ăștia zi de zi și eu nu vreau să-i pun nici pe unul în pericol. Cine o să înțeleagă că ăsta e adevărul și viitorul este ăsta pe care noi l-am luat și îl ducem în continuare, va fi bine. Cine nu, n-au decât să se uite la noi cum o să implementăm în continuare proiecte și o să dezvoltăm comuna asta până la sfârșit. Domnul primar, nu vă mai țin, că știu că aveți treabă. Mulțumesc frumos că ați fost în sfârșit de două ori pe an, știți, așa am convenit. Să stăm și noi de vorbă cu dumneavoastră, că ne bucurăm când stăm de vorbă. Vă mai prindem noi cu alte ocazii. Cu 100%. Da, sunt convins. Vă doresc succes, ce să vă zic. Succes. Mulțumesc. Și luați-vă hăini groase să nu vă bată lumea, nu dar ceva. Nu. Lumea aia care... Deci eu, din punctul ăsta de vedere, nu mi-e frică numai de Dumnezeu.
Serios? Eu n-am frică de om. Nu? Nu. Dar ce sunteți ăla, cum îl cheamă la nu. Hercules? Nu. Dar eu așa am fost construit. Mie nu mi-e frică de om. Mie mi-e frică de Dumnezeu, în rest. Asta la mine, unde m-am născut eu, când cineva ar fi făcut afirmația asta, ar fi zis că e un șmecher. Adică sunteți șmecher? Nu. Sunteți pregătit fizic? Sunt în așa pregătit fel? Fizic, da. A, fizic, mental. A, mental. Aia acolo. Bine la... La capitolul mulțumim, ăsta. Domn primar. Vă dorim tot ce e mai bine, dacă se poate spune așa. Doamne ajută. Vin vremuri grele și pentru dumneavoastră. Ca pentru toată administrative lumea. Și politice. Vin vremuri grele pentru întreaga națiune. E adevărat asta. E adevărat. Și pentru întreaga lume. Dar poate spuneți mâna să-l schimba toată pe toașul general, ca să nu-i zic altfel. Și să puneți mâna să faceți Dumnezeule ce trebuie. Că suntem unea ca la vale, dar nu suntem rău. Nu. Foarte rău, adică. Da. Dar suntem rău. Că, na, puneți mâna și faceți ceva. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și eu.